Un număr de 7 animale din localitățile Strehaia, Voloiac și Prunișor au fost confirmate cu boala limbii albastre, după ce specialiștii Direcției Sanitar Veterinare Mehedinți au dispus analize pentru depistarea eventualelor focare. Boala limbii albastre, care a apărut la, care o suspicionăm la în 4 gospodării, deci sunt 7 animale care, de la care s-a recoltat probe de sânge și la examenul de laborator, care s-au efectuat la laboratorul nostru propriu, au ieșit pozitive. Ieri am repetat recoltarea de probe de sânge pentru trimiterea la IDSA București în vederea confirmării sau infirmării suspiciunii. Boala limbii albastre se caracterizează prin inflamarea membranelor, congestie și hemoragii. Specia ovinelor este în general cea mai afectată, în timp ce bovinele și caprinele nu prezintă de obicei semne clinice severe de boală, chiar dacă poartă virusul de o anumită perioadă de timp. Boala nu are riscuri pentru om. Boala limbii albastre se transmite doar prin mușcătura unor insecte, iar laptele și carnea provenită de la animalul infestat nu sunt periculoase pentru consumul uman. Totuși, cei care observă modificări în comportamentul animalelor din gospodărie trebuie să înștiințeze medicul veterinar pentru o diagnosticare cât mai rapidă. Animalele depistate cât mai repede au și cele mai mari șanse de vindecare. Cei care doresc le pot sacrifica și pot consuma carnea cu încredere pentru că nu este periculoasă. Netratată, boala duce însă la decesul animalului, iar atunci proprietarul va fi despăgubit.